Din bugetul primăriei Bacău pe 2012, anunțat ca fiind cel mai mare din istorie, trebuia construită o parcare supraetajată în zona piezei centrale. A fost o solicitare a consilierilor locali PSD din fostul mandat și preluată de executiv, dar care nu s-a concretizat, deși suntem în luna noiembrie. Construcția unei parcări supraetajate în zona piezei centrale. Această discuție am avut-o în cadrul ședințelor de comisii de specialitate de la finanțe și urbanism. Mi s-a spus că este oportun și este realizabil, așa să nu uite dacă se poate să introduce pe lista de investiții. Se pare că, deși s-a schimbat componența în Consiliul Local, consilierii PSD nu au renunțat la idee. Nu am renunțat la proiect, acesta se află la Comisia de Finanțe și Urbanism în analiză, dar anul acesta nu mai este timp, poate va fi prins în bugetul pe anul viitor, spune acum consilierul local PSD Irina Florea. Până se plimbă proiectul între comisii și va ajunge din nou pe masa consilierilor locali pentru un vot, șoferii care trebuie să meargă la piață înghit aglomerația. Ar fi util aici o parcare de orice fel, supraterană, subteran? Fără discuții, ar fi că aici piața e vadul mare, toate mașinile vin încoace și... Deci există o problemă cu locurile de parcare. Da. Înțeles. Știți că la începutul anului consilierii au spus că vor face aici o parcare. Știu, am auzit și eu, dar văd că nu s-a făcut nimic până acum. Ar trebui aici să fie o parcare supraterană? Da, dar cine să o facă? Mi-au promis consilierii locali că or să o facă anul ăsta. Din promisiuni suntem sătui toți. Faptele contează acum. Ați plătit pentru parcare, că scrie parcare cu plată? Nu. Nu, doar parcare, nu-i cu plată. Acolo scrie. Dar aici nu se plătește niciodată. Și mai bine așa, nu? Dacă nu sunt locuri, ce să plătești? Dar ce să plătești? Uitați cum stă mașina aia, vezi, mașina aia de acolo? Dacă trece mașina poliției, acum mai pune amendă. Stătește cu hârtie în geam. Și doar nu încurcă pe nimeni. Dar nu e loc de parcare acolo. Dar nici oamenii n-au unde parca. Mașini sunt foarte multe, piața e mare, se fac aprovizionări. N-ai voie să o parchezi acolo, n-ai voie să o parchezi dincolo, stai aici și te uiți. Mai bine vii cu autobuzul, că e mai sfânt. Oamenii ar fi dispuși să plătească numai să aibă un loc de parcare ca să-și vadă de treabă liniștiți. Este valabil și în fața blocului. Am mai stat pe colo, soția e pe la piață și când a plecat cineva, am venit și eu repede. E greu să găsești loc în zona asta? Foarte greu. De regulă nici nu vin pe aici. O las ori în parcarea mare, ori mai departe. Da. Ar fi trebuit construit o parcare supraterană anul acesta aici. Ați vrea să se construiască? Sigur, cine n-ar vrea. Și ați fi dispus să și plătiți o taxă, să intrați în... numai să aveți loc? Exact, da. Eu vreau, tot a promis domnul Savarea, că ne face și pe acasă. Să-mi plătesc locul, să știu că el nu e rezervat, nicio problemă. Dar primăria Bacău a învățat să facă bani și din puținele locuri de parcare. Tocmai la piața centrală a amenajat o parcare contra cost. Șoferii băcăuani nu fug de plată, dovadă că sunt dispuși să plătească numai să aibă un loc de parcare. Încasările din această parcare sunt cele mai mari dintre toate parcările cu plată din municipiu. O altă parcare supraetajată ar fi urmat să fie amenajată în altă locație, în spatele Teatrului Bacovia. Se pare că o licitație s-a făcut pentru acest obiectiv, dar nu a participat nimeni. Acolo ar fi trebuit amenajate 106 locuri.